Salut! Suntem în data de 17 octombrie și este timpul să ne ocupăm de mâna Maicii Domnului sau de caprifoi. Această liană minunată care produce niște flori deosebit de frumos mirositoare. Trebuie să o tundem pentru că intrarea în sezonul de repaus, sezonul de iarnă, este bine să o prindă tunsă. De ce să o tundem? În felul acesta îndepărtăm toate creșterile anuale care cu trecerea timpului se întăresc, se lemnifică și devin din ce în ce mai dure. Odată cu lemnificarea, aceste creșteri anuale nu vor mai produce flori decât în vârfurile lor. În felul acesta, planta se degarnisește, iar la centru se usucă, pentru că acolo nu mai pătrunde lumina și din ce în ce vom avea flori doar pe vârfurile plantei. Ca să evităm treaba aceasta, o tundem anual, fără teamă și fără milă, pentru că ea se va regenera foarte ușor. O tundem cu foarfeca de viță de vie, lăsând doar un lăstar de 3-4-5 cm care să aibă 1, maxim 2 muguri, 2 frunze de la bază. În felul acesta, planta se va regenera foarte bine, va începe să producă noi muguri, noi lăstari și în primăvară va avea o explozie de frunze și implicit de flori frumoase. Așa cum vedem aici, lăsăm doar 1, maxim 2 muguri. Din aceștia se vor dezvolta noile ramuri în anul următor. Nu este nevoie să le lăsăm mai lungi de atât, pentru că v-am spus, planta se va degarnisi. În felul acesta le îndepărtăm cu foarfeca, începând în partea de sus, pentru că este mult mai ușor și în mod natural, ramurile pe care le îndepărtăm, acestea se lasă în jos, cad și în felul acesta putem lucra foarte ușor și facil la întreținerea ei. Este o procedură pe care eu o efectuez odată pe an, la început de luna noiembrie, în permanență fac această toaletare. Așa arată după ce am toaletat planta noastră de mâna Maicii Domnului sau caprifoi. În felul acesta se va bucura de soare și de toți nutrienții de care are nevoie. Atât pentru astăzi, faceți și voi această operațiune și veți avea flori frumoase anul următor. Multă sănătate și aveți grijă de voi!